Săgeata Năvodare a avut un început de sezon bun și a acumulat după trei etape 5 puncte. Antrenorul Tibor Selimeș este conștient de duritatea parcursului din Liga 1 și a solicitat completarea lotului. De miercuri s-au prezentat sub comanda sa încă patru jucători. Portarul maghiar Cristian Pogacici, mijlocașul orădean Alexandru Ioan Sorian, spaniolul David Nadales Lopez, tot mijlocaș și vârful de atac sârb Sasha Popin. Aceștia au semnat contracte de joc cu formația năvodareană și s-au încadrat în programul echipei. Abia acum se poate afirma că echipa din nordul litoralului are un lot competitiv, atât numeric cât și valoric. În funcție de modul în care se vor încadra în colectiv și al gradului de pregătire fizică, cei patru, dar și Ioan Mera care așteaptă Cartea Verde din Rusia, pot deveni soluții viabile pentru antrenorul Tibor Selimeșii.